Hei și salutare lumea, aici Robi și bine v-am regăsit la un nou episod, băi fraților. Am revenit cu un nou episod de Sam, dar de data aceasta filmăm de pe contul lui Mihai On, de pe serverul rpg4.bizon.ro. Alături de noi îl avem pe domnul Aox. Salut, salut! Aflându-se pe planeta RPG3. Voi vă, deci pe contul, deci are rang 6, are rang 2. Băi, ce atât de mașinile, asta rang 1. Nice, sultan! Sultan, me clienți! Sultan, me! Nice, băi, fain, mă, cum e făcut asta? Îmi place. Hai să luăm sultanelul. De data aceasta văd că nu este buguit ca pe live. Pentru cei ce a fost pe live, a fost foarte buguit sultanul. Dar cu tot vorbim de live, domnul Aux, de ce n-ai venit pe live ieri? Trebuie să aduci niște explicații abonaților mei. Am înțeles, îmi pare rău, în primul rând vreau să îmi cer scuze abonaților tăi, știu că s-ar fi întrebat probabil de ce n-am fost. E, am avut o mică problemă, a trebuit să mă cerc un prost. Jumate din chestie. Apropo, băieții, vă rog eu din tot sufletul, care sunteți de pe RPG2 și aveți funcții mai înalte, scrieți-mi că avem de rezolvat o problemă. Vă pup, Alex. Haide, dă, continuare. Da, deci de asta nu a putut să vină Alex. Ieri mi-a spus azi, accept, stați, ieși. Robi știe toată povestea, așa că nu putem să o zicem aici pentru că... O știu, dar sunt unele chestii mai confidențiale care nu trebuie spuse. Sunt unele chestii confidențiale care nu trebuie spuse. Și așa se nasc papagalii. Ce se numesc? Se nasc papagalii. A, se nasc papagalii. Nu uitați că ieri am postat un nou episod de Bizon Challenges, duminica, chestiilor interesante. Eu o numesc deoarece facem și un live blanaua de 2 ore, plus un episod de Bizon Challenge să fiecare duminică. Un episod foarte fain din punctul meu de vedere, o serie care chiar o prins și vă mulțumesc din toată inima pentru susținere. Ia să vă cam zice țal it RR Robi pe zonă. Zice țal it Robi pe zonă. Știu că ai zis VT. Nu, am și râgăit, adică te-am aprobat. Sarte. Perfect, ia să mergem pe clientul ăsta. Cum ziceam eu mai demult, clientul. Mai demult, mai demult în loc de client, spuneam client. Așa se face. Mai nu, da, am înțeles. Bun, hai că mai avem puțin, cred că e la jail băiatul. Da, e la jail băiatul. Cine știe ce au căutat, ce au făcut, hai să-l întrebăm. Bă, ia uite aici. Stă frumos. Unde te duce fratele? Le salit canal Robi. Ne promovăm puțin pe RPG2, 4. La CNN. Și pe 2. Și pe 2 și pe 4 și pe 3 și pe peste tot. Pentru Aux, momentul de față 2, e baza. Da, pentru mine momentul de față nu, momentul de față 3 baza, pentru că aici, cum ar fi, să zicem, am copilărit în general, știi? Aici cum se zic? Da, aici m-am născut a treia oară, cum ar fi. Am mai avut un comp pe RPG1, da, din cauza că a fost o chestie că m-am jucat cu niște tovarăși în trecut. Noi ne știam parolele, ne știam totul. Hai mă, explică povestea asta. A, povestea asta și de unde vine cu cheia ochi și nu știu ce. E bine, faza e că când jucam eu pe FG1, acum mult timp, Sartor, acum am înțeles că e admin, Sartor pur și simplu era lider la Cosa, lider, da, așa, lider de clan la Cosa Nostra, care... Timp le-a schimbat în AIM. Și bine, era și cel mai căutat clan. Și așa mai departe.
Ce salut dacă se uită. Nu știu dacă mă mai știe pe mine, dar Paiman singur îl știe, dacă îl mai ține minte. Că toți am fost banați. Ei, faza e că noi cum ne-am apucat de RPG, de RPG în general, de RPG 1. Unul știa de site, de joc, așa. Și am zis, bă, hai să încercăm și noi. Noi ne-am instalat nu știu ce și ne-am făcut cont. Prima dată a fost cont de distracție, știi? Ne plimbam, dădeam roburi, făceam DM și așa mai departe. Înainte, precizez, se făceau foarte greu bani, adică dacă aveai, ăsta, cum se zice, dacă aveai Phoenix, era lux. Așa. Și la un moment dat a ajuns, noi oricum ne știam parolele unul altuia și pinurile, în caz că unul avea nevoie de niște bani sau nu știu ce, lua de pe la altul, dar i-a anunțat pe restul. Asta e că a ajuns de la distracție, doi dintre ei n-au mai fost distracție, știi? Ne-au banat conturile, după ce ne-au luat toată averea, ne-au banat conturile și după aia... bine, mi s-a banat contul la un moment dat, după, era banda de 30 de zile. După 30 de zile am încercat ce am mai încercat, aveam la un moment dat un infernus. Ajunsesem și eu să am un infernus, gândiți-vă, după 444 de ore jucate, plus m-a mai ajutat un tovarăș cu niște covrop. Hai să zicem 500 de K. Deci, gândiți-vă cât a trebuit, cât am stat să strâng pentru, adică 444 de zile ca să strângi un caca și ceva un pic și să te mai ajute și restul, e ceva. Și până la urmă mi-am luat Infernus, m-am plimbat, dacă m-am plimbat nici măcar o săptămână, adică după aia ne-au bănat conturile din nou și pur și simplu mie mi-a dispărut Infernusul, lui ăla i-a apărut Turismo. Și face și că, bă, nu știu mă cum a dispărut infernusul tău, dar mie mi-a apărut un Turismo. Cine știe cum mi l-a pus pe mine, frate, fără supărare, e oricum era mai mic un an sau doi decât mine. Și i-am zis, frate, am fost de prost sau ce, tu crezi că peste noapte îmi dispare mie și îți apare ție? Și lăsând asta la o parte, m-am enervat. Fair play, și pentru cine știe... majoritatea de pe trei care sunt mai mari îl știu, idiotul aca nabu, aca prostul satului, aca ce mai trebuie să mai fie, fostul helper, fostul idiot din taxi și așa mai departe. El s-a mutat înaintea mea RPG 3 și mi-a zis, bă, hai și tu. Am zis, bă, nu mai vreau, că trecuseră în gând toate căcaturile. Că să stai să muncești la un cont și după aia să te duci pe alt server, să iei de la început cu oameni noi, cu nu știu ce, cu etc. E altceva. Și nici până în ziua de azi nu-mi pare rău că am ajuns pe RPG 3. Pentru că pe RPG 1, din câte am auzit, nu vreau să zic, deci nu-mi bat în cuie, nu știu ce, am auzit că ăștia care sunt de level, nu știu, 20 și așa, își bat joc de aia care au level mic. Frate, de ce ți-ai bate joc de ăștia care au level mai mic în loc să-i sprijini? Adică să le zici, frate, uite, ești nou pe server, hai să te ajut. Adică față de unul, din câte am înțeles de chestia asta, ăștia cu rang, cu level, pardon, mai mare, își bat joc de aia mai mici, la noi nu e așa. Și probabil nici pe 2 depinde, nici pe 4, dar... Ceea ce mă supără pe mine cel mai mult. Vin șmecheri, cum ar fi șmecheri în ghilimele, că șmecherii se ard în fund. Șmecheri de ăștia care sunt rang ceva înalt, cum ar fi eu, lider, să mă duc pe alt server și să încep, ha-ha, fraiere, sau nu știu ce, bă, nu-mi permit eu să te înjung, că eu sunt helper sau lider, știi, pe RPG, nu știu care. Nu, frate, asta e fix căcatul ăla de om, care e scursura societății și care numai un prost iar crede toate minciunile care le spune și așa mai departe, dar hai să o luăm așa, sau oamenii care sunt mai mici. Pentru că tu, în loc să fii un exemplu de urmat pentru majoritatea oamenilor,
pur și simplu te duci și ce crezi că faci dacă te duci pe alt server? De exemplu, vii pe un server care pur și simplu nu-i cunoști pe oamenii. Nici măcar nu-ți dai seama, poate sunt care au spate, care sunt bazați, care pot în momentul de față să te găsească și să știe unde locuiești și să vină peste tine să-ți tragă un glonț în cap și tu habar n-ai să știi că acea persoană are această putere, da? Noi stăm mereu să judecăm, să ne credem șmecheri, să nu știu ce pentru ce. Ca să ce să câștigăm? E vreo fală că îți bagi joc de un om pe Skype, că nu știu ce? Da, ieri am intrat cu un dobitoc. Hai să o luăm logic. Am intrat cu un dobitoc de pe RPG2, care este helper, în conferință, că s-a luat un membru de-al meu. E, în momentul în care tu te iei de un membru de-al meu, eu fac urât, pentru că fiecare lider își apără membrii, indiferent, bă, că e rank 1, că e rank 2, că e rank 3, că e rank... Bă, asta e și chestia, oa. Cei care avansează în rank uită ce înseamnă să fii mic, ce înseamnă să fii la început, sau ce înseamnă să fie o chestie acolo. Asta e și chestia. Și se poartă din ce tu, ca helper, să vii cu mine în confă și să te crezi mai șmecher, că ești tu mai cu moți, că nu știu ce și că e tu că... Eu am zis fix așa, tati, tu cum ai ajuns așa și zbori? Pentru că nu faci tu legea pe un server care fiecare om în parte, care joacă pe anumit server, vă dați seama că nu este mulțumit, niciodată n-o să fie, să vină unul după alt server și să-și bată în continuu joc de el și să... Nu neapărat să-și bată în continuu, pardon, să-și bată joc de el într-o conferință când tu intri să obții niște explicații, ca să știi a cui a fost vina. Eu, ca lider, am acest drept să știu a cui a fost vina, ori a membrului meu, ori a acelei persoane care acum este într-o pașnică. Dacă dau prea... Nu vreau să merge să hate-uiți acea persoană, să începeți cu buhuhu sau chestii din astea, pentru că asta e și chestia. Dacă i-aș arăta ce înseamnă să îți bagi joc de cineva care e de mult și care a muncit pentru anume chestie, ar fi mult mai ușor să vă zic la fiecare în parte despre ce e vorba sau să vorbim în privat decât să stau acum să zic pe live. Pentru că nu am de gând să-i dau identitatea acelei persoane care știu nu și unde... Nu pe patul. Nu. De ce? Păi eu nu fosil pe RPG4 în verba. Nu e fosil. Fosil nu joacă pe RPG4. Unul căruia știu, știu unde locuiește, că am aflat, este în oraș cu niște tovarăși de-ai mei, care pur și simplu acum nu vor să se bage în belele, din cauza că au niște belele și nu le-ar călca în picioare deocamdată, da? Și așa mai departe, să zicem. Pentru că el nu înțelege, oamenii ăștia care vin cu amenințări, vin de pe un RPG, ai 16 ani în gâții tăi și ameninți unul de 21 de ani și încep să-l iei la mișto cu faze de alea, ce, mai plictisit și nu știu ce și căcaturi de-astea. Păi bă, frate, fără supărare, în primul rând, nu-i vorba numai de ani, e vorba de ani și de ce are omul ăla în spate. Că tu poți să vii cu șatra ta, iar eu vin cu arabii mei, să vedem care cui îi taie capul. Noi avem sânge rece, ei nu știu ce sânge au. Acum ai înțeles? Dar e faza, asta m-a deranjat. Asta m-a deranjat, faptul că eu pur și simplu știu că trebuia să vin cu tine și am stat să mă cer cu un dobitoc, pentru că se crede șmecher. Băi, băieți, vă dau un sfat. Dacă vă duceți pe alte RPG-uri, nu vă dați mari și tari că aveți funcții nu știu de care, că aveți nu știu ce rancuri, că nu știu ce. Nu, frate, pur și simplu, dacă te duci pe un RPG, te duci să cunoști oamenii, în primul rând. Te duci să cunoști, să vezi
bă, cum sunt aici, cum e la noi, faci o comparație, unde ți-e mai bine, acolo stai. Așa e? Așa e, nu? E, că oriunde, orice om caută, bă, frate, îmi place jocul ăsta, da? Și mie îmi place foarte mult să mă joc jocul ăsta, e de relaxare, când vin de la muncă, nu știu ce, așa mai departe. E, faza e că mai bine să te joci undeva unde să te simți ca acasă. Chiar dacă, uite cum sunt la mine certuri în familie și așa, și cei care știu povestea trecutului și toate astea, știu că am despre ce episod în care am vorbit despre viața din Laiban. Laiban și viața mă general. Faza e că să aveți acolo unde să puteți numi acasă, o a doua casă, cum ar fi, cu tot cu... Am ajuns să cred că oamenii după un joc sunt mult mai uniți, adică, uite eu cum sunt cu Robi, noi nu ne cunoaștem în realitate, dar noi vorbim foarte mult și am ajuns să fim prieteni chiar dacă nu ne cunoaștem în realitate. Asta e și faza, un joc poate să apropie o relație de prietenie mai mult decât oamenii care îi cunoști, dar care iei zi de zi lângă tine. Pentru că am ajuns să știu că, uite, Fosil, de exemplu, la care toți de pe RPG3 se feresc să intre la el, că e bădăran și așa mai departe și el tătii sau cum îl mai face lucru. Nu e așa. Omul ăsta ține la prieteni și se oftică mai mult el decât prietenii lui când fac o prostie. Cu toate că nu ne... Tocmai ce ziceam, cu toate că nu ne cunoaștem în realitate, face lucruri ok. Adică el a fost în stare să-mi dea bani fix ca să mă oblige să mă duc să învăț. Da, o să aplicat la patra oară sala, că da, ce se poate ca o să înveți vreodată leneșul satului? Știți că v-am zis eu odată într-un episod. Leneșul satului Aux. Și, până mea, e bine dacă aveți prieteni, dar în care să vă încredeți, chiar dacă sunt după un joc. Mie mi-a dovedit Fosil, Claudiu, ăsta micu care e cu noi aici, Robi, da? Și încă câteva persoane de pe jocul ăsta, că sunt de încredere și că dacă aș fi în viața reală lângă ei, aș ști că m-aș putea să contez mai mult pe ei decât aș putea să contez fiți pe unii tovarăși de-ai mei. Asta e și chestia. Tocmai ce vreau să zic. Aveți un prieten, viața reală, care vă dați seama că nu vă e prieten. Și așa și v-ați atașat de un prieten din viața virtuală, că asta e o viață virtuală. Și pur și simplu schimbați opinii, v-ați împrietenit, sunteți ok. E, în momentul în care o să vă vedeți în realitate, o să fie cum ar fi mult mai șmecher. Pentru că cu omul care te vezi zi de zi, nu chiar zi de zi, și te vezi de când ești mic, nu e așa o conexiune. Ca și cum ești prieten, cum sunt eu cu Robi, eu acum dacă m-aș duce să-l văd pe Robi, ceea ce o să promit că mă chinui de data asta a 5-a oră, sper să fie cu noroc, că trebuie să mă duc să-mi scot din ocazierul, așa, să mă duc să-l văd pe ăsta, păi în momentul ăla vă zic, cred că o să facă live de acolo, să vedeți și voi ce înseamnă să se întâlnească unul din viața virtuală cu altul din viața virtuală în realitate. Deci iese ceva, nu știu, pot să zic magic sau ceva de genul? Păi ăsta cred că mi-ar sări în cârcă, că asta sigur o să fac. Ăsta mi-ar sări în cârcă, hai dicăluțul! Cu toate că e mai înalt ca mine, o să fie amuzant. Fac eu inversariul la tine și măcar tu. Câte chile ai? 80. O să zic? Spate. Bine, lasă să mă sui tu. Bun. Timpul la 90 de chile, dacă vrei. Cam atât a fost cu acest episod, dacă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Nu uitați să lăsați în comentarii, vă rog frumos, mesaj cu eu sau ceva de genul, sau Skype-ul, Trăi Varvo, sau așa. Da. Să știu și eu cine e de pe RPG2, cam de rezolvat o treabă. Vreau să strângem așa prietenească. 50... Vreau să strângem 50 de like-uri la acest episod.
Duceți-vă la episodul cu Bizon Challenges. Aux, te uiți și tu la episod. Nu. Acum promit 2 like-uri după ambele conturi de YouTube. Așa. Lăsați provocări pentru episodul de Bizon Challenges. Lăsați un like la episodul ăsta. Un coment dacă v-a plăcut și să-l vadă și prietenii voștri. Stai. Ce zici să facem o chestie, să lase ei niște întrebări, ai înțeles, în comentarii, iar noi să răspundem la ele după, mâine, de exemplu. Ok, facem să asta. Să facem genul un am-nam, știi? Am-nam. Și dacă, să zicem, sunt lucruri care ar trebui spuse interesante, să le zicem, știi? Cu tot cu explicații. Hai mă, că toți youtuberii au făcut, hai, de ce nu? Lăsați întrebări pentru am-nam, hai, robe, vă pupă dulce, bye bye. Ah!